Fructele și legumele de culoare portocalie, peștele gras, legumele cu frunze verzi conțin substanțe care protejează vederea, potrivit cercetătorilor de la Academia Americană de Oftalmologie. Unii nutrienți susțin sănătatea generală a ochilor, în timp ce alții reduc riscul de boloculare. Academia recomandă consumul de legume și fructe de culoare portocalie, care sunt bogate în vitamina A, esențială pentru retină și producerea lacrimilor. Cartofii dulci sunt deosebit de bogați în această vitamină. 100 de grame conțin peste 200 de procente din doza zilnică de vitamina A. Alte surse sunt morcovii, pepenele galben și caisele. Experții reamintesc că antioxidanții pot preveni sau întârzia apariția degenerescenței maculare și a cataractei legate de vârstă. Un alt antioxidant, vitamina E, este conținut de avocado, migdale și de floarea soarelui. Luteina și zeaxantina, conținute în abundență de produse precum legume cu frunze verzi, spanacul, napi, brocoli, mazărea și ouăle, au de asemenea proprietăți similare. Retina are nevoie și de cupru și zinc, care se găsesc în leguminoase. Tridile, carnea roșie albă, carnea de pasăre și cerealele sunt de asemenea bogate în zinc. Cel mai bun mod de a obține aceste substanțe nutritive este prin alimentație. Oftalmologii recomandă oamenilor să aibă grijă și de vasele de sânge care alimentează ochii cu oxigen și substanțe nutritive. Sănătatea lor este direct legată de sănătatea inimii și a vaselor mari de sânge, astfel încât o dietă săracă în grăsimi saturate și bogate în fructe, legume și cereale integrale este benefică pentru ochi. Relatează și pe surse.ro